Aghiazma mare se sfințește doar de două ori pe an, în ajunul bobotezei pe 5 ianuarie și de bobotează pe 6 ianuarie. Se spune că aceasta este încărcată cu darurile dumnezeiești ale Duhului Sfânt. Ea trebuie să fie băută pe stomacul gol și poate fi consumată chiar și de cei opriți de la împărtășanie. De azi încep să o ia creștinii ortodoxi și până pe 14 ianuarie, luați aminte, să trăiți în curățenie în această perioadă. Altfel să nu luați aghiazma mare și să o pângăriți. De cum s-a terminat slujba de sfințire a apei, cei mai nerăbdători au dat buzna la sacii cu sticlele care urmau să fie umplute cu aghiazmă. La vasele cu apă sfințită, voluntarii stăteau aproape lipiți unul de altul. S-au chinuit să umple sticlele pentru că majoritatea enoriașilor au început să se înghesuie. Foarte multe, ia uitați-vă, de-aia întrebam, ce face cu ei? Probabil că mai au și obligații, o fi având în familie pe câte cineva. Ce să faci? Cu multă răbdare, voluntarii au reușit ușor-ușor să pună apa sfințită în sticlele care vor fi împărțite joi. Eu am venit întâi să ajut și la urmă o să iau și aia. Vreau să umplu sticla ca să ajut să termine mai repede, 3-4 ore, cât pot să umplu. Mulți au venit de acasă cu sticle sau bidoane din plastic, iar cei care nu au avut au primit din partea Arhiepiscopiei. Stropim prin casă, bem în fiecare dimineață și bem până pe data de 14, cum a spus preotul. Sfințesc curtea și casă. În fiecare an iau aghiazmă ca să stropesc casa și să ne sfințim noi. În total, 150.000 de sticle au fost umplute cu apă sfințită. Preoții și credincioșii vor merge joi într-o procesiune pe faleza din fața cazinoului, până în portul turistic Tomis, acolo unde va avea loc slujba de sfințire a apelor. La final, conform tradiției, înalt preasfințitul Teodosie va arunca în apele mării 3 cruci din lemn.